Bună seara și bine v-am găsit, iată, împreună cu Andrei, lucrăm din nou după o săptămână. Și ce facem noi aici? Avem cea mai bună turtă energetică posibilă. Da, tati vine imediat și mama. Da, la Andrei. Și ce avem noi de fapt aici? Avem miere cristalizată. Și punem în paharele acestea, așa cum da. De fapt, asta vreau să vă arăt cum fac aceste turte cu două linguri. Da, e papa la albinuțe. Și punem aici în pungă și facem turta energetică pentru albinuțe. Ce faci tati acolo? Verifici producția? Da? Vezi. Papa la albinuță. Da. Pune tati în pungi. Fiindcă turtele medicamentoase care le-am făcut acum o săptămână sunt luate mai puțin, am făcut un test și am pus la o colonie niște miere cristalizată. În 3 zile a fost consumată și s-a apucase și de acea medicamentoasă. Acea va ține cam o lună de zile până când albinele o vor consuma. Dar această miere cristalizată va ajunge exact unde trebuie. La colonii mai mici, mai mari, am pus diferite pungi. Știu că am și mai mari colonii și am și mai mici. Vrei să guștați ea cu degetuțul? Ia, pune aici degetuțul și gustă. Ia, vezi, e bun? E bun, tati? E bună mirea, nu? Hai, ce bun, bun e. Foarte bun. Da? Mai vrei? Nu mai vrea, băiat, e prea dulce. Bine. Acum legăm punga. După ce o scoatem de aici. Arată cam asta e. O turcim așa, să scoatem aerul. Cam, știu eu, 300 de grame, 500 de grame de miere. La cele mari am pregătit 1,2 kg, 1,3 kg. O să vedeți mâine mai bine. Bine, cam asta este deznodământul la ceea ce facem noi acum. Gata turta. O punem pe cuib și albinuții iau turta energetică. Fiindcă i-am dat o cele medicamentoase. Acestea au doar miere cristalizată. Asta tati să se aplatizeze. Bine? Până data viitoare, numai bine!